Hai, salut băieți, și bine am găsit la un episod din seria asta de Rage. Bă, un episod în care vreau să vă dau câteva explicații, gen că pentru mulți dintre voi vi se pare ciudat de ce nu am intrat un staff, gen, și să vă zic care e treaba. Dar înainte să dăm drumul la videoclip, nu uitați băieți să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și să prindeți clopoțelul ca să primiți notificări când suntem live sau postăm un nou clip. Dar cel mai important, apăsați acolo pe butonul de like. Bă, cred că nu există zi să nu mă întrebe cineva, bă, aplici helper, ai aplicat helper, de ce nu ești helper, Raul ale helper, ăla e admin, nu știu ce, tu de ce nu ești nici măcar helper. Bă, în primul rând vreau să vă zic că puteam, dacă vroiam, gen, că a fost gen nu că ușor. Adică, ba da, gen, oricine avea șansa să fie parte din staff la deschidere dacă ajuta la căutarea bugurilor în perioada beta. Și m-am jucat și eu ceva timp în perioada beta. De exemplu, Raul, cred că pe ultima 100 de metri s-a gândit să... Hai să mă duc și eu la fiș în timp ce vorbim. Pe ultima 100 de metri s-a gândit, bă, hai să caut și eu buguri, să iau helper. Și cred că în 2 zile a găsit destule buguri ca să fie acceptat gen ca și helper. Puteam și eu să fiu helper gen la deschidere, doar că n-am vrut nici helper, nici admin, nici nimic, pentru că vreau și am vrut gen mai mult funcția de lider decât funcția de helper, pentru că helper ați văzut la multă lume pe YouTube, admin la fel, ați văzut la o grămadă de YouTuberi cum se joacă cu funcția de admin, inclusiv la Reduc. Și bă, am zis că lider gen cum se managerizează o facțiune. Ce face mă la bubuie? Cum se managerizează gen o facțiune și cum reclamații și acceptăm, respingem și ședințe și toate astea nu cred că ați mai văzut de mult la un YouTuber, adică eu cel puțin n-am mai văzut de mult la nimeni pe YouTube, pe Samp, să filmeze cu funcția de lider. Au mai fost co-lideri și eu am mai fost co-lider, dar totuși nu e co-liderul cum e liderul. Și de-aia am zis că, bă, vreau funcția de lider și pentru mine, gen, că nici eu n-am mai fost de mult lider, am fost, cred că, ultima dată în Cât face și apătură? 2018 sau 19. Mă, sper că nu începe ăștia să bage muzică. Bă, stai, dau mai încet. Am zis să nu filmez cu... Mamă, 85K. Bine, am decis să nu filmez cu muzică că da, mi se pare mai interesant să se audă așa jocul gen în timp ce vorbesc, că și eu Na, îl nu aud. poate. Dar dacă vreți, puteți să lăsați în comentarii și o să pun muzică de la episodul următor. Adică toate episoadele mele sunt cu muzică, dar am zis să mai facem unul și fără. Și da, mă, gen, cam asta e treaba. Puteam foarte ușor, am ales să ajut pe alții să ia, că am găsit și eu o grămadă de buguri, gen o grămadă. Cred că vreo 15-20 am găsit și eu, dar fără să vreau, pur și simplu, că de joc cam așa pe rage. Și le-am dat la alții să le raporteze și lui Raul le-am dat 1, 2, cred, și lui Cibu, parcă, sau nu mai știu. În fine, mi-am dat și lui Etupilei, că i-am dat și lui Răduc, unul. Le-am dat pur și simplu să fie raportate, nu m-am gândit. Dar v-am zis, dacă stăteam să le pun pe Bugs Report acolo unde era camera aia pe Discord, era foarte ușor. Iau și eu helper, mi-era foarte ușor. Probabil acum chiar poate eram admin dacă jucam mai mult în perioada beta. Da, v-am zis, chiar dacă mă jucam și găseam, refuzam să iau helper sau admin că vreau să iau lider. Am făcut și 80 de ore jucate ieri când ați văzut clipul ăla, nu știu câte ore aveam sincer, dar am făcut 80 de ore jucate și cred că de acum Mi-a dat ar fi fel trebuit că să se desc... am băgat, am băgat vreo 30 de caca în undița Mă, ce aia ciudat mi-e să vorbesc, că vorbesc și ăștia peste l-am mine. făcut prin 700. Bă, nu e Cred că zilele astea, da, ar trebui să se deschidă aplicațiile Leader și probabil o să fac un episod gen și cu aplicația sau nu, nici nu știu dacă o să o arăt, că probabil o să se copieze, nu știu, vedem. Sau facem un live și aplicăm pe live. Vedem. Nu știu câte ore o să se ceară. Am făcut astăzi un live gen când filmez eu ieri, când vedeți voi clipul. Și mi-a zis cineva că ce calegi 35 sau de la 35-50 de ore, n-am înțeles. Ce a vrut să zic că bagă last 7 minim 35 de ore sau...
Mamă, ce m-am dus. Centura am mâncat și am uitat să pun centura. Alege de la 35 la 50 de ore, chiar n-am înțeles. Sau peste 50 de ore la 7. Deci cu clan nu avem. Potrivește-mi. Na. OVQ de clan. S-a dus. Filmez. Da, mă, acum vreau să vă zic de clan. Dacă vreți să intrați, să mă contactați Am pe mai mine văzut sau un întâlnire. colider. Minim Ce este tot? level 10 momentan. Avem 4 locuri libere, ca da și eu vi acum acut. Dar dacă intrați în clan, gen avem regulament pe Discord, trebuie să-l citiți de acolo și să-l respectați. Cine nu respectă, primește blacklist și e scos. Sau dacă dați quit clan, cum a făcut Tovi acum, fără să zică nimic, fără să anunțe, fără astea, tot la fel primești... Eu te mă bubuia la băga mea și primești blacklist. Și pe de pe blacklist nu mai poți ieși niciodată, acolo rămâi. Și dacă o să vrei vreodată să mai intri în clan, nu mai poți, că ești pe blacklist. De să mai fac și o tură de fiș. Să vedem ce pică. Și cred că cam asta ar fi Băi, cu ai videoclipul. ce furmotor ești, autist? Dă mă Brother? să opresc că ăștia De se ce e înjură urât. motorul? Mai și urlă Motorul am peste văzut. mine. Așa. Nu știu dacă așa se oprește, cred că... Mamă, 271. Am uitat să vă zic că avem... Stai așa să dau fiș întâi. Avem 5 mașini la clan, avem job boost 40%. Ce astea, mă? A făcut update, astea nu știam să schimbăm tag-ul, nu o să-l schimbăm niciodată. Zile la clan avem destule momentan. Clan slot full, vehicule avem 5, deci ok. Mai avem 5 sloturi libere. Și toate mașinile momentan sunt de rank 1, în afară de bati asta care o să-l schimb și cred că o să punem și GP1 ăsta de la rank 3 sau nu știu, că e o mașină cea mai scumpă mașină de fapt care poți să o cumperi cu bani. Și astea sunt două motoare scumpe care spuse rank 1, asta e destul de, cred că vreo 40 kk, gen e destul de scump și ăla. Gen, n-aveți mașini bunicele cu care puteți să faceți job, mai ales motoarele alea vă ajută mult, că vă izbiți pe aici cu ăștia. Hai să mă duc să văd și eu pește, nici nu știu cât am prins. Am bubui mâncați. Bă, și am rămas aici, mă. Nici nu știu ce pește am. Nu pur și o mașină? Ia uite. Cred că e deschisă. Asta. Asta. Mamă, da. Și mor dacă nu ajung să vând pește eu. Mamă, nu oprește mă nimeni să mă ia. Uite-l pe Dan din clan. A, dar e full mașina. Incredibil. Bă, și-au luat infernul, să ești nebun. Am vrut să vin șapte cu voi. Du-te că nu mai ai loc. Nu mai are loc, urmă că mă urcam să mă duc și pe mine la 24-7. Aia e. Hai mă, totuși să deschid și un crate, că n-am deschis cred că niciun crate pe clip. Am 13.000 de B-points. Cel mai scump crate momentan e legendary crate-ul cu 1.000 de B-points. Și hai să vedem ce poate să pice open crate. De fapt ce pică, că ce poate să pice știm. Sper că nu-mi dă skin, în rest. Skin. Toate că s-au oprit pe B-points, nu mai zicem nimic. Da, mă, cam asta ar fi băieți cu videoclipul, mersi mult de vizionare, nu uitați dacă vă plac episoadele să apăsați pe butonul de like, dacă este nou pe canal să vă abonați, să prindeți clopoțelul, eu am fost Sunner și eu de data viitoare, re.